Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că mâine, 24 iulie, începând cu ora 21, se va desfășura un transport agabaritic pe traseul Tăuții Măgherăuș, Livada, Satu Mare, Carei, Valea lui Mihai, Săcuieni, Borș. Transportul are greutatea de 173 de tone, încărca și 92,6 tone gol, iar viteza de deplasare va fi adaptată condițiilor de trafic. În conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, viteza maximă de deplasare a vehiculelor cu depășiri este de 70 de km pe oră. Centrul Infotrafic precizează că transportul va fi însoțit pe traseul amintit de echipaje de poliție rutieră. Spitalul județean de urgență dr. Constantin Opriș Mare a anunțat că în zilele de 24 și 27 iulie se poate face programarea pe luna august pentru investigații de laborator de contate de casa de asigurări de sănătate în limita fondului alocat. Programările se pot face doar telefonic, iar pacienții au obligația să respecte data, în caz contrar, programarea se anulează.